Slăviți și binecuvântat să fie Domnul! Vă binecuvântez din casa Domnului cu multă pace, cu mult har și spun că toți care suntem în locul acesta, în seara aceasta am simțit din nou cercetarea Domnului și Domnul să vă binecuvânteze cu tot ce aveți nevoie, atât pentru viața aceasta pământească, cât și pentru viața sufletească. Odinioară era un fugar, se numea Iacob și fugea. Și la un moment dat l-a prins seara și l-a prins noaptea și a luat o piatră și a pus-o căpătăi și s-a culcat. Dar în noaptea aceea s-a întâmplat ceva. Știți ce s-a întâmplat? A visat un vis și se făcea ca o scară care lega cerul de pământ și pământul de cer. El dormea acolo și îngerii se coborau și se urcau la Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că în seara aceasta îngerii au fost foarte ocupați. I-a spus la fratele Ducu, zic, lasă fiecare să-și ducă jertfa la altar, pentru că îngerii ăștia trebuie să fie ocupați. A cântat corul, a cântat corul de copii, a cântat frații din Brisbane, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Mesajele au fost minunate și am stat și am urmărit și am văzut că am cântat despre Ierusalim de care ne este așa de legată inima și vrem să ajungem acolo și zic, Doamne ajută-ne la toți să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, în noul Ierusalim, pe care Domnul nostru, în numele căruia ne-am adunat și în seara aceasta, aici să ne întâlnim, să vorbim cu El și El să vorbească cu noi. Și cred că rugăciunile noastre au fost ascultate și harul lui Dumnezeu s-a revărsat peste noi. Așa cum a spus și fratele Docu, sunt trei generații la noi în biserică, suntem noi, următorii și următorii. Dar aș vrea să vă spun ceva, cu ajutorul lui Dumnezeu și numai în pace, toate vor ajunge la bun sfârșit și aș vrea și mă rog Domnului și mă rog Domnului ca să binecuvinteze fiecare suflet, ca să lăsăm inima noastră pacea lui Dumnezeu și pacea ca să ne strângă în dragostea lui Dumnezeu pe fiecare dintre noi, cu toate că avem, poate unul vede într-un fel și altul vede în alt fel, dar dragostea lui Dumnezeu să ne strângă. De ce? Pentru că vrem, dacă nu va veni Domnul, ca și această generație într-o zi să spună, înaintașii noștri au fost înțelepți că au căutat pacea. Doamne, ajută-ne la aceasta! Săptămâna trecută, așa cum am fost la ora de rugăciune, am primit un mesaj din partea lui Dumnezeu și m-am bucurat că l-am primit și l-am simțit și am încercat să-l pun în viața mea. Știți, dacă noi care vorbim și eu care vorbesc, dacă nu pun în viața mea, nu am niciun câștig. La ce folos să-mi vorbesc despre nou Ierusalim și o să nu ajung acolo? La ce frumos să vorbesc despre o mâncare bună și o să nu gust din ea? Am vorbit și am vorbit atunci și am primit mesajul acela să binecuvântăm pe toți frații. Să trecem și dragostea lui Dumnezeu să ne umple inima și să trecem peste toate lipsurile și neajunsurile. Și este greu, dar se poate. Dacă cumva din cineva dintre dumneavoastră în săptămâna care s-a scurs n-a binecuvântat pe fratele, pe sora, pe prietenul lui, nu este târziu. Mai este și în seara aceasta, binecuvântați, că vrem să fim toți binecuvântați de Domnul. Noi ne adunăm în fața unui Dumnezeu care are multă milă, multă dragoste și multă binecuvântare și vrem ca să ne ierte Domnul. M-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ce mesaj! Mi-ar fi plăcut să vorbesc despre altceva, dar am primit tot marți un mesaj din partea lui Dumnezeu, l-am frământat și m-a frământat foarte mult. Știți ce mesaj am primit din partea lui Dumnezeu? Îl spun acum, nu la sfârșit. Am primit un mesaj din partea lui Dumnezeu și mi-a vorbit foarte, foarte tare. Și a spus, spune bisericii, fiecare să-și deschidă inima și să deschidă pușcăria inimii lui pentru fratele lui. Dacă cineva dintre noi are în inima lui, pe fratele lui legat acolo, deschide-ți inima și fă ziua de grațiere. Dacă vrei să ai intrare liberă la Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să te asculte, dacă vrei viața veșnică, deschide inima. Mi-am dat un exemplu și exemplu sunt acei care sunt backpackers. Poate de multe ori ați văzut pe stradă cu acel bagaj mare care nu poate să stea drept, umblă gârboviți. Să nu fim noi din aceea, ci noi să fim oameni liberi, cu inima deschisă. Deschideți inima, este glasul Duhului Sfânt care spune, deschide-i, anul izbăvirii, anul cercetării, deschide inima și toți care i-ai închiși în inima ta, lasă-i liber, pentru că Dumnezeu vrea să te binecuvinteze în primul rând pe tine. Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că merge timpul așa de repede, vreau să fac doar un sumar. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Matei, în capitolul 25 cu 34, pentru că noi suntem biserica lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu și răscumpărații lui Dumnezeu. Spune,
Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția cerului care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Aceasta ne așteaptă pe noi. Apoi, în Iona, în capitolul 4 cu versetul 2, să vedeți ce Dumnezeu avem noi. În Iona, în capitolul 4 cu versetul 2, spune în felul următor, Iona spune, căci știam că tu ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat și în bunătate și că te căiești de răul pe care ai vrut să-l faci. Deci Dumnezeu este un Dumnezeu plin de bunătate, acesta e Dumnezeul nostru. Noi nu aveam de a face cu un alt Dumnezeu care cere alte lucruri, cu niște Dumnezei invizibili sau care nu există. Noi avem de a face cu Dumnezeul veșnic, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeu care l-a trimis pe Iisus Hristos ca să moară pentru noi și Iisus a murit pentru păcatele mele și pentru păcatele tale ca să fim mântuiți. Apoi, în Matei, în capitolul 5 cu versetul 7, auziți ce spune, la fericirile acolo, zice, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. La ce mă cheamă Domnul? Să fiu judecător? Nu, Dumnezeu mă cheamă la milă. Ferice de cei milostivi, ferice de cei ce fac milă. Iar în Iacov, în capitolul 5, cu versetul 11, cuvântul Domnului spune, Duhul este plin de milă și Domnul este plin de milă și de îndurare. Iacov, capitolul 5, cu versetul 11, Domnul este plin de milă și de îndurare. Acesta e Dumnezeul nostru. Noi suntem chemați la iertare. Și auziți ce spune, noi obosim, când trebuie să iertăm pe cineva, noi obosim. Și din pasajul care s-a citit, aș vrea doar să citesc, înainte de a spune din Isaia 55 cu 7, vreau să citesc doar versetul 37 din seara aceasta, pentru că timpul este scurt. Cuvântul Domnului spune în felul următor, nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Auziți ce spune? Suntem chemați la iertare. Primul pas care trebuie să-l facem. Și să vedeți, în Isaia, în capitolul 55, cu versetul 7, cuvântul Domnului spune, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. Auziți ce bun Dumnezeu avem? Dumnezeu care are milă de el. La Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Noi obosim. Domnule, te-am iertat odată, te-am iertat de două ori. Spune că Dumnezeu nu obosește iertând. Apoi, în capitolul 7, cu versetul 18, mesaje frumoase din partea lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, în Mica, care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiții moștenirii tale? Care Dumnezeu mai este așa? Niciun Dumnezeu. Este Dumnezeul nostru și noi la acest Dumnezeu am venit. Cu acest Dumnezeu am făcut legământ și în El ne încredem. În 2 Corinteni, în capitolul 2 cu versetul 10, acolo mai spune ceva. În 2 Corinteni, capitolul 2 cu versetul 10, dar pe cine iertați voi? Noi trebuie să iertăm fraților, surorilor. Noi trebuie să iertăm greșiților noștri. Noi greșim în multe feluri, de multe ori nu ne dăm seama și greșim. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. Auziți? Noi dacă iertăm pe cineva, îl iartă și Domnul. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu judecați, da? Și noi de multe ori judecăm și de multe ori dăm sentințe, e greșit, e vai. Cuvântul lui Dumnezeu spune, atenție, doar Dumnezeu are dreptul de a judeca. Și am găsit în Iacov, în capitolul 4, cu versetul 11 și 12, se vede ce spune, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. E așa de ușor să vorbești de rău, mai ales când auzi din auzite. Să vezi ce frumos merge vorba. Dar cuvântul Domnului spune, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe o frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea. Și dacă judeci legea, nu este împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dădător și judecătorul legii. Acela are puterea să mântuiască și să piardă. Cine este acesta? Este Domnul nostru. Haideți să lăsăm pe Domnul să judece. Haideți să ne facem partea noastră, să venim cu milă, cu recunoștință și cu smerenie înaintea lui Dumnezeu. Apoi am zis,
Doamne, când să iert? Doamne, cât să iert? În Coloseni, în capitolul 3 cu versetul 13 spune, auziți ce spune cuvântul Domnului, îngăduiți-vă unii pe alții. Deci trebuie să stăm într-o stare de îngăduință. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Fraților, numai dacă are pricină împotriva ta, iertați-vă, să-l iert și el să mă ierte pe mine. Apoi în Efeseni, în capitolul 4 cu 32, cuvântul Domnului ne învață, Efeseni 4 cu 32, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Așa e bine să fii bun când îți face cineva bine? Dar dacă îți face rău, cuvântul Domnului spune, fiți buni unii cu alții, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Hristos pe voi. Așa trebuie să ne iertăm unii pe alții. Cum ne-a iertat Hristos? Știți cum ne-a iertat Hristos? Hristos ne-a iertat de tot. Nu ne-a spus, știi ce, 20% mai las pentru data viitoare, dacă mai vii la mine. El ne-a iertat de toate greșelile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu spune... Cum să-L iert, Doamne? În Matei, în capitolul 18, cu versetul 35, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe aproapele său. Cum să-L iert pe aproapele meu? Din toată inima. Domnul să ne ajute să iertăm pe aproapele nostru din toată inima. Apoi vreau să trec, pentru că timpul merge repede, merg așa secvent, cum să ne cerem iertare. Aici e o problemă foarte dificilă. În capitolul 17 cu versetul 4, vedeți, greșim și atunci trebuie să mergem la aproapele nostru să ne cerem iertare. E foarte greu să te umilezi să-ți ceri iertare. Domnule, eu să mă plec la el să mă cer iertare. Dar cuvântul Domnului spune în Luca 17 cu versetul 4, de aproapele meu, și chiar dacă păcătuiește împotriva ta, auziți, și chiar dacă păcătuiește împotriva ta, de 7 ori pe zi, și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău să-l iert. Și cum să-l iert, Doamne? Din toată inima. Din toată inima și să nu mi-am aduc aminte de greșelile lui. Așa trebuie să-l iert pe Dumnezeu. Dar mai este un lucru cum trebuie să-l iertăm pe aproapele nostru. În Ieremia, în capitolul 3, cu versetul 21 și 22, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, să fim atenți. Un om care greșește, un popor care greșește, spune, un vuiet se aude pe înălțimi, sunt plânsetele și rugămințele de iertare ale copiilor lui Israel. Ce se aude? Un vuiet se aude pe înălțimi, plânsete și rugăminți de iertare. Așa trebuie să venim. Trebuie să eul nostru, firea noastră, trebuie să o punem jos. Dacă vrem să avem intrare în noul Ierusalim, care în seara aceasta am cântat așa de frumos despre el și l-am adorat și l-adorăm așa de mult și l-așteptăm așa de mult, cu plânset și cu vuiet, haideți să venim la toți care am greșit să ne cerem iertare. Apoi cuvântul lui Dumnezeu, vedeți, de multe ori noi venim înaintea lui Dumnezeu cu cauze, cu boale și nu ne ascultă Dumnezeu. Și aceasta este unul dintre lucrurile pe care noi, este greșeala noastră. Avem o inimă care ar trebui să fie de carne, o inimă bună, o inimă blândă, o inimă miloasă și asta s-a transformat într-o stană de cremene în care ținem închiși, pe cine ținem închiși, nu vrem să le dăm drumul și socotim că e dreptul nostru. Să știți că fiecăruia îi se pare că calea pe care merge el e bună, dar de multe ori este greșită. Știți unde putem să vedem doar când venim la lumina lui Dumnezeu, la lumina Evangheliei, atunci ne putem da seama pe ce cale suntem. Și cuvântul Domnului spune în Psalmul 103 cu versetul 3. Vedeți mesajele din partea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că El îți iartă toate fără de legile tale și îți vindecă toate boalele tale. Știți când?
când inima e bună și e deschisă înaintea lui Dumnezeu, când niciun colțișor nu-i mai al meu, nu-i mai închis, nu mai scrie pe el private acolo, ci totul este deschis înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Apoi, în Evrei, în capitolul 10, cu versetul 17, Doamne, ajută-ne și pe noi să putem face acest lucru. În Evrei, în capitolul 10, cu versetul 17, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Nu ați vrea ca și noi să facem, să împlinim acest verset, să nu ne mai aducem aminte? Haideți să beneficiem de iertarea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă dau un exemplu de un om care a suferit. Noi n-am fost nici zbătuți, nici scuipați, am fost jigniți de multe ori, poate am fost și scuipați, poate am fost loviți, dar aș vrea să vă dau un exemplu din Cuvântul lui Dumnezeu, din Faptele Apostolilor, capitolul 7, cu versetul 59 și 60. Acolo Cuvântul Domnului vorbește despre Ștefan. Aduceți-vă aminte când el spune că am văzut cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu la dreapta Tatălui, la dreapta tronului. Oamenii care erau în jur, spune că s-au întărâtat, l-au târât afară din cetate și au început să arunce cu pietre în el, la care Ștefan spune, se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi spune, Cuvântul lui Dumnezeu spune căci în versetul, apoi a îngenunchea și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, și după aceste vorbe a adormit. Care dintre noi a fost jignit și a putut să spună și n-a fost omorât, Doamne, iartă-l și nu-i ține în seamă greșeala, nu-i ține în seamă păcatul. Poate noi de multe ori am spus, ne-am războit, ne-am răzvrătit și am spus, nu, Doamne, e dreptul meu, am dreptul meu până... Dar n-a fost dreptul nostru și dacă a fost dreptul nostru, în rugăciunea Tatăl nostru, aduceți-vă aminte când spune, când stați în picioare, să vă rugați, să iertați pe ceilalți, pe aproapele tău, necondiționat, că a venit să-și ceară iertare, că n-a venit să-și ceară iertare, inima mea, venim la cina Domnului și luăm cina Domnului și vrem să fim primiți de Domnul, vrem să fim primiți de Domnul, vrem să ne asculte Domnul rugăciunile, vrem să ne ierte greșelile și vrem să fim vindecați de boalele noastre. Deschide inima ta, dezleagă orice lanț a răutății. Vreau să vă mai dau încă un exemplu, aduceți-vă aminte de Iosif. De Iosif în Genesa, în capitolul 45, versetul 1, 4, 8, acolo vorbește despre Iosif și când s-a descoperit fraților lui, Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea, și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbunit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Auziți ce se întâmplă când cineva are o inimă așa de bună? Tot cartierul aude, tot orașul aude, toată țara aude, toată biserica aude. De ce? Pentru că omul acesta cu o inimă bună și-a iertat frații, a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-a auzit toată casa lui Faraon. Și știi ce spune fraților lui? Auzi ce spune cuvântul, zice, dacă vom citi versetele următoare, eu sunt fratele vostru, auziți, eu sunt fratele vostru. Domnul m-a trimis pe mine aici, putea să spună, dar de ce m-ați vândut? Putea să ia... Dar el a spus, eu sunt fratele vostru. Deci după ce s-a făcut așa un mare rău, să te vândă, să stai în pușcărie, să stai departe de familie, să-i primești, să-i iubești, să le spui că e fratele, că tu ești fratele lor și ei sunt frații tăi, este doar harul și mila lui Dumnezeu. Poți să faci tu aceasta? Ești chemat în seara aceasta, Duhul Sfânt îți spune, deschideți inima. Știți pentru ce? Pentru că într-o zi va veni prorocul la tine și va spune, puneți casa în rânduială. Știți ce a făcut Ezechia? Ezechia s-a întors cu fața la perete și a zis, Doamne, mai stai un pic, am doi cu care nu m-am împăcat, lasă-mă să mă duc să mă împac. El a spus, nu, adu-ți aminte că am umblat cu credincioșie înaintea ta. Poți să spui și tu acest lucru? Deschideți inima. Duhul Sfânt îți spune, îți vorbește ție, deschide-ți inima, pentru că nu știi când va veni prorocul la tine să spună, puneți casa în rânduială. Și închei cu Matei, cu versetul 7, de la versetul 17 la 20. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face poame rele.
Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Vreau să vă mai dau un exemplu, că fratele Ducu a zis, tu ai grădină și lucrezi acolo în grădină și ai multe inspirații. Vreau să vă spun că pământul nostru a inimii noastre este extraordinar. Spune că este pământul bun, care pământul al primul, al doilea, al treilea, al patrulea și ăla rodește. Dar aș vrea să vă spun ceva, că noi iertăm. Când noi iertăm, spune că nicio rădăcină, nimic să nu mai, nicio urmă de răutate să nu mai fie în inima noastră. Pământul din Australia și din România și din toată lumea este foarte contaminat. Este o boală în el, este un virus în el, se cheamă nematose. Nematose-ul ăsta sunt microscopici, nu se văd decât la microscop. Pui planta, crește și la un moment dat vezi că planta e mare și aștept să facă rod. Și numai vezi că îi se ofilesc frunzele. Deci și pui apă, îi pui fertilizer. Numai după aceea vezi că fructele care îi nu se dezvoltă, rămân pipernicite. Apoi nu ajunge, dai mai mult, faci tot posibilul. După aceea începe vârful de la cap și începe să moară. Știi de ce? Pentru că la rădăcina ei, acolo în inima omului, el a iertat, dar a mai rămas un fir mic de nematose. Și nematose-ul ăsta înțeapă rădăcina și când înțeapă rădăcina, nu numai el, cheamă și pe alții. Și pe rădăcinele de la plante, dacă le veți scoate afară care sunt bolnave, veți vedea ca și boabele de mazăre, ca boabele de fasole. Sunt sute de mii de nematose care trage seva. Și de unde se strică? De la cap. Omul bun scoate din vestirea lui lucruri bune și omul rău scoate lucruri rele. Pomul bun face roade bune și pomul rău face poame rele. Domnul să ne ajute! Ca să scap de acest nematose este un singur remediu, chimical, care nu-i recomandat, sau să-l duci la temperatură înaltă. Când intră în cuptorul lui Dumnezeu, cei trei tineri au intrat în cuptorul lui Dumnezeu, au intrat trei și au ieșit patru. Când intri în cuptorul lui Dumnezeu, te trece Dumnezeu prin cuptor până când moare tot ultimul nematose, ca să rămâi curat și inima ta să-ți rămână curată. Că Dumnezeu ne vrea pentru El, pentru împărăția lui Dumnezeu. Haideți ca noi, de bună voie, să-i dăm inima lui Dumnezeu, să ne deschidem în seara aceasta inima lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care ne-a vorbit să vorbească inimii noastre, inima de piatră să devină inimă de carne, inimă bună care să ierte și Domnul să-și facă lucrarea și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Dragii mei, vă invit să vă ridicați pe picioare, invit aici grupul de laudă să cântăm o cântare. Nu plecăm până nu cântăm o cântare. Pentru că totdeauna am spus și îmi place acest gând, l-am mai spus și îl voi mai spune, cântarea penetrează mai ușor în inima omului, ca un mesaj, verbal, oral. Cântarea așează mesajul acolo în unghierul inimii tale unde este nevoie. Și vindecă, și nu numai vindecă, cântarea amplifică bucuria mântuirii în viața noastră. De aceea doresc să cântăm cu toți împreună și apoi facem rugăciunea de încheiere. Prezent la noi.
prezent la noi acum Iisus. Osana, cânta lunarea, Osana, să răsune țarea, Osana, orice har de spus, e prezent la noi acum Iisus. Crezi că e aici, frate, putărie, este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne, și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției Tale și vor vesti puterea Ta ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta și strălucirea plină de slavă a împărăției Tale. Împărăția Ta, Dumnezeule, este o împărăție veșnică și stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile. Amin. Amin. Ne rugăm cu toții și mulțumim Domnului pentru timpul